sărbătorile bune. Hai, ce drăguț. O sticlă de ceva întotdeauna e un cadou bun. Salvezi un suflet. De ce să nu fie un cadou bun? Aici e complicat. Să cumperi haine soacre este cel mai complicat lucru, pentru că mă știi pe mine că îmi place roșu? Mă vezi pe mine că port înflorate ca asta de la 2? Și cu parfumul e complicat. M-ai simțit vreodată pe mine cu aroma asta? Dar ce crezi că eu sunt alea din tramvaiul 48? La băutură ai o șansă. Te duci cu ceva cu care mergi la sigur. Pentru că sunt două șanse. O soacră care bea, nu e un lucru greșit. Deci să fie foarte clar, când spunem aici că bem, nu înseamnă că ne facem TGV-uri. Nu, bem un pahar la masă, da? Soacrele bea, maică mea bea de pildă. Nu are nicio problemă, mai ales când plătesc eu, absolut. Deci maică mea bea foarte bine, lui maică mea îi place băutura când plătesc eu. Dar există un aspect foarte important, bea dar nu știe nimeni că bea. Atunci ai câștigat puncte bonus. Bă, nenică, când i-ai dat sticla, de pildă, eu pe asta o recomand, dar vorbim imediat despre ea. Bă, când te duci și îi dai sticla asta, mamă soacră de Crăciun. Ia-o, ia, se uită la ea. Să mă vadă asta, o pun în spate. Mai beau și eu un păhărel din când în când. Mai vine vecina de la 2 la o cafea și mai bem un păhărel. Până la anul mi-ajunge mamă. Bă, deci când ți-a spus mamă, când ți-a spus soacra de sărbători, mulțumesc mamă pentru sticla asta, poți să pleci de acasă 3 luni, te ceartă nevasta, dar soacra o să fie cu tine. Mamă, ești bine? Pentru iubire în familie luptăm. Da, frate. Contrar a ceea ce crede lumea, noi nu promovăm băutura aici. Nu. Relațiile interumane sunt importante. Această relație imposibilă. Exact. Relația imposibilă devine posibilă. Un cadou. Măi, cu Martine n-ai cum să greșești. E din tinerețea ei. Pe Bobby din Dallas nu poți să-l duci. Te duci cu ea în bucătărie. Asta e pentru dumneavoastră. Nu o tutuiești. Nu o tutuiești. Nu de sărbători. Asta e pentru dumneavoastră, mamă soacră. Băi, mamă soacră. Asta e pentru dumneavoastră, mamă soacră. Primul noroc îl dai cu ea la bucătărie. Păi frumos, nu te zgârcești, nu te zgârcești, e Crăciunul. După care, ca să nu înbeți din prima, pentru că ea trebuie să mai încălzească ciorba, trebuie să încălzească sarmarele, adică soacra chiar are și treabă în ziua de Crăciun, desfaci, frate, și o apă tonică. Torn de sus, atenție la detalii. Îi dai paharul. Nu spui și ție, dar nu paharul plin. Tu nu ești pe același nivel cu ea. La masa de Crăciun, ea este superstarul. Poți să fii și mai șmecher, să supralicitezi și să-i spui, când rămâneți fără, vin eu și vă aduc. Din cadou ăsta, îți ispășești din greșeli. Viitoare, mai ales. Poți să-i trimiți freshful-ul la ușă. Ăla este alt nivel de ginere. Cadou pentru șeful, nu știu, aici e foarte complicat. Tu trebuie să-l cartografiezi foarte bine pe șef. E însurat? Nu e însurat? Când faci cadou șefului, trebuie să te gândești la următorul aspect. Nu el le deschide prima oară. Șefa le deschide. De la cine e asta, mă? Popescu de la contabilitate. Hai, mă, pe bune. Ăla care părea băiat istăț. Ce-i cu cadou ăsta? Știi? E un review greu acasă. E ostea. Cum o impresionezi atunci pe șefa șefului? Păi, în primul rând, cu ceva mare. A sunat rău. Uite, de pildă pentru șeful, aș propune iarna asta, colecția de toamnă-iarnă freshful, o sticlă de... E atât de grea. O sticlă de Montepulciano d'Abruzzo. De ce zici că e mare? Că are? E magnum. Două sticle. Un litru jumate. Cum s-ar zice la mine la topal, un kil jumate de alcool. Cât ai băut? Un kil. Șeful primește multe cadouri, altfel trebuie să iasă în evidență. Și evident că iese în evidență, da? Magnum pentru șeful, vin sărbătorile și la el. Lovești bine cu asta pentru că e un Montepulciano d'Abruzzo. E foarte ușor de înțeles, e un vin aromat, spre dulce.
merge cam cu toate, cu tot ce ai pe masă de Crăciun. Are și 99 de puncte Luca Maroni. Dacă nu îl știe ea, măcar zici, stai mă, că ți-a dat ceva premiu. Exact. Exact, asta spun, nu-l faci de râs acasă. N-ai cum. Alt aspect foarte important atunci când faci cadou, gândește-te că există o șansă mică, dar există. Una mică, 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 dar există ca acest cadou să se întoarcă la tine. De ce? Pentru că șeful nu bea, să zicem. Șefei nu-i place. Luăm în calcul orice posibilitate. În martie e ziua subalternului. Eu dă cadou. Nu-i place niciun subaltern. Deci matematic există această șansă. Și din cadou în cadou, te trezești într-o zi că sticla ajunge înapoi la tine. Și ești ca Frodo în Stăpânul Inelelor, My Precious. Când faci un cadou, gândește-te că într-o zi s-ar putea să se întoarcă la tine. Proactiv se numește. În natură. Proactivul bețivului. Dar aceasta e sticlă băusivă. Cine vrea un kil jumate de băutură? Really? Pă bune? Pă bune? Păi sunt anumite momente în viață când încep cu asta. De sete o bei. Când sunt invitat la o masă de Crăciun, aleg vinul pentru că știu că o să beau și eu din el. Și atunci e foarte simplu, știu în ce investesc. Nu e investiție pierdută. Dacă în momentul ăsta m-aș duce la masă de Crăciun, m-aș duce cu un Brunello. Brunello! Ca să nu avem discuții la montaj, da? Sangiovese, Toscana, Montalcino, superb. Tocmai ce m-am întors de acolo acum vreo lună, superb. Un vin ușor, light, foarte fructat, merge foarte bine și cu care de porc, cu sarmale, cu ce vrei tu. Doamne, ce-mi place liniștea asta. Băi nene, asta înseamnă să intri în spiritul sărbătorilor. Doamne, 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 doamne. Brunello, tata, uite-l ce culoare are. Mișcarea asta pe care, bă, de ăsta nu-i Brunello, ăsta este Amarone. Eu acum am văzut. Diferența între Amarone și Brunello? Păi e diferență foarte mare. Păi ăsta e Amarone, e făcut și ăla e Brunello. Este o mare diferență, da? Deci, practic, Amarone este făcut din alt struguri, Brunello din alt struguri. Brunello e făcut în Toscana, Amarone e făcut în Veneto. Ăsta e făcut printr-un proces care se numește apasimento. Se pun strugurii unul peste altul și curge mustul prin toți. Sunt struguri mai grei, un vin mai greu. De același lucru, are alcool mai mult. Amarone are 15,5, de aici începe. Sunt Amarone și cu 17 grade de alcool. Deci ți-a dat eroare că visai la Brunello? Deci mi-a dat eroare că visam la Brunello și practic noi bem Amarone. Eu știi când mi-am dat seama? Când am băut. Ca un adevărat cunoscător? Ca un adevărat cunoscător. Mi-am dat seama și Brunello beau eu aici. Stai că eu nu știu pe ăsta. Deci practic noi am filmat despre Brunello, dar bem Amarone. Măi, e șmecherie și asta. Păi și atunci Amarone ăsta e bun să-l duc atunci? Amarone ăsta e perfect. Ăsta este chiar un vin de iarnă. Da. Voi ați făcut-o intenționat, nu? Da. Eu am cerut Brunello, de ce nu m-am uitat pe etichetă? Ai avut încredere în mine. Hai. Ăsta e vin cu care poți să dai meteo la televizor. Adică? Păi dacă pui pe ecranul sticlă de Amarone, știe lumea că o să vină frig afară. Da? Da. De ce? Păi e un vin greu, de iarnă, corpolent. Are 15 alcool. Da. Foarte mișto, Amarone este și rezervă, îl găsiți pe Freshful. Înseamnă un alt standard de calitate. Se face doar în anii buni, din strugurii cei mai buni. E mult mai atent selecționat strugurile care intră în sticla asta decât în celelalte sticle de Amarone, chiar din același brand. Rezerva este topul top. Când apar cu o sticlă de Rezerva, ai luat două numere de telefon de la masa de Crăciun, direct. Fetele sunt atente la detalii, am stabilit. Să uită pe sticlă, băiatul cu Rezerva. O să-ți rămână numele pe o perioadă, băiatul cu Rezerva.